în primul rând, o să fie de anvergură și mai mare decât au fost edițiile precedente ale acestui festival de mare succes al orașului nostru. Ne întindem acum din Piața Victoriei și Piața Libertății și în Piața Unirii. La prima ediție am fost concentrați doar pe Piața Victoriei. Apoi, succesul festivalului ne-a determinat să includem și Piața Libertății în festival și iată, acum o să mergem și la cea de-a treia piață din această salbă minunată pe care orașul nostru o are, Piața Unirii. Eu cred că toată lumea a putut vedea că acest festival este de un nivel calitativ foarte ridicat. Nu oricine poate fi prezent cu standuri la festivalul Timp Floralis. Dorim să-i dăm o anvergură mai mare, pentru că el deja are renume, se interesează de acest festival, floriști din multe țări și, evident, floriști din România în primul rând.